25 de locuri de muncă au fost scoase la bătaie de o firmă din Danemarca. Printre atribuțiile de serviciu apar hrănirea porcilor și vacilor, asistența la nașterea animalelor, dar și curățenia în grajd. Mai există și varianta lucrului în ferme de cultivare a legumelor și fructelor, unde se cere spălarea, sortarea și plantarea acestora. 1.100 de euro este salariul oferit. Muncitorii trebuie să îndeplinească însă niște condiții. Trebuie să știe foarte bine limba engleză și să-și depună aici un CV. Absolvenții 2009-2010, absolvenții unei forme de învățământ, liceu agricol sau horticol, pentru a merge în Danemarca pe o perioadă de 3-6 luni. Românii nu se lasă rugați când vine vorba de munca peste hutare. Da, cred că aș fi interesată, mai ales în condiții în care la noi în România nu se mai câștigă 1200 de euro atât de ușor. Nu este o treabă grea. Când am fost copii, toți am avut animale acasă. E un salariu bun. Da, față de România, da. Cine este interesat de un asemenea job mai are timp să-și depună CV-ul până pe 1 mai. Unii angajatori oferă cazare, iar alții promit ajutor pentru găsirea unei locuințe în apropierea locului de muncă. Chiria lunară este cuprinsă între 200 și 300 de euro.